pot să mă ascund de tot ce simt printre cuvinte. Cătălin, Loredana Latiș ne-a povestit că a învățat foarte multe lecții de la pisicile ei. Tu ești foarte atașat de câini și aș vrea să ne spui tu despre lecțiile pe care le putem învăța de la animale în general. Mă bucur pentru ea și să știi că oamenii ar trebui să ia exemplu de la atitudinea pisicilor. În general, pisicile sunt niște animăluțe foarte echilibrate și foarte sigure pe ele. Putem să învățăm de la pisici exercițiul curajului. Am văzut, există clip pe internet cu o pisică care efectiv și-a salvat membrul familiei copil în vârstă de 4 ani de zile de la a fi atacat de un câine. Deci câinele a atacat copilul care era pe bicicletă, pisica a venit și l-a respins pe cățel, l-a alungat și a venit alături de copil, se uita în stânga și în dreapta și era un pasnic desăvârșit, până când a venit mama copilului și l-a condus pe copil în casă. Dar ca să vezi un curaj pe care noi nu ni-l imaginam la pisici. Deci pisicile pot fi chiar și protectoare. Sunt niște animale foarte atașate și care știu să educe la rândul lor. Am putea învăța foarte multe de la ele, să știi. Și de la câini? Și de la câini am putea să învățăm cum să facem să manipulăm situația, să câștigăm câte ceva bun. De la câini am putea să învățăm cum putem fi mai sociabili cu ceilalți fără să spunem foarte multe cuvinte, din limbajul trupului, din mimică, din atitudine, atunci când e vorba de sociabilitate, sau cum putem să transmitem efectiv un mesaj de respingere către cineva dacă situația o cer. Eu, de exemplu, de la câini am învățat că, de fapt, viața este mult mai frumoasă dacă ierți, știi? Și dacă nu ești ranchiunos și dacă treci peste. Sigur că câinele, chiar dacă te-ai supărat pe el și l-ai certat, el tot e bun cu tine și iertător și cred că am avea și noi o viață mult mai frumoasă dacă n-am avea atâtea resentimente adunate și răutate. Dar știi de ce este câinele așa? Am putea să interpretăm acest aspect. De ce? Pentru că ei sunt animale de haită. Ei vor să fie acceptați în grup. Ei nu vor să fie respinși. Și ei simt foarte bine fluctuațiile de stare ale oamenilor. Și asta se reflectă, bineînțeles, și prin tonul vocii. Ce ne spune?